Mai mult de jumătate dintre studenții români vor să înceapă propria afacere în următorii doi ani, iar susținerea antreprenoriatului reprezintă o soluție de luat în calcul pentru problema șomajului în rândul tinerilor, arată o analiză realizată de Ernst Young, România și Academia de Studii Economice București, informează Mediafax. Astfel, 52% dintre tineri sunt interesați să-și dezvolte propria afacere în următorii doi ani. Studii recente au arătat că afacerile conduse de antreprenori vor genera mai multe locuri de muncă decât marile corporații în anul 2015, 76% dintre antreprenori declarând că intenționează să-și extindă forța de muncă în 2014, față de 31% dintre executivii din marile corporații. Asigurătorii care emit polițe de răspundere civilă auto vor trebui să aibă un anumit grad de solvabilitate pentru activitatea de asigurări generale și vor fi obligați să menționeze pe polițele RCA comisionul de intermediere, care nu va depăși 10% din primele încasate pe acest segment, notează Mediafax. Nerespectarea de către asigurătorii RCA și de către intermediarii în asigurarea noilor prevederi care se află incluse într-un nou proiect ASF de modificare și completarea normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă se va sancționa cu retragerea autorizației de a practica asigurarea obligatorie RCA pentru asigurător și retragerea auto autorizației de funcționare a intermediarilor. Prețurile locuințelor s-au redus la nivel național cu 2% în al doilea trimestru față de perioada similară a anului trecut, potrivit celei mai noi ediții a indicelui proprietăților rezidențiale, notează Mediafax. În ultimii cinci ani care au trecut după crashul din 2009, prețul mediu anual a suferit o modificare de minus 3,8% pe an. Deși evoluția față de aceeași perioadă a anului 2013 a înregistrat o tendință descendentă, indicele pentru București a crescut cu 1,8% în ultimul trimestru, cu o rată de creștere de 1,9% pe segmentul București-Periferie și o scădere de 1,2% în București-Centru. La nivel național, cele mai mari scăderi de preț de la an, la an s-au înregistrat în sud și în centru. Publicitatea online și plățile pentru acces la internet vor fi cele mai dinamice segmente ale pieței de media și divertisment din România în următorii 4 ani, potrivit ultimei ediții a studiului PricewaterhouseCoopers Entertainment și Media Outlook citat de hotnews.ro. Astfel, publicitatea online va ajunge la 141 de milioane de dolari până în 2018, iar plățile pentru acces la internet vor atinge 1,18 miliarde de dolari. Potrivit studiului, cele două segmente vor reprezenta peste patru ani mai mult de 40% din piața de media și divertisment din România, fiind urmate la mare distanță de abonamentele TV, care vor însemna în 2018, 612 milioane de dolari. Cele mai mari scăderi sunt estimate la editarea de reviste, achizițiile de muzică și publicitatea outdoor. Mai multe informații găsiți pe site-ul B1.ro la categoria economic.